spunea cineva, fluiere profesionale. Și am început cu fluierile. Să știți că n-a fost ușor. Deloc. Absolut deloc. Am rupt foarte multe fluiere. M-am enervat, m-am supărat, m-am... Tot felul de momente de astea, de stări de astea, pentru că nu mișeau. M-am mai dus pe la socru, l-am mai întrebat, m-am mai pus la cali, m-am mai... La un moment dat, ca să menționăm, dacă am zis Pavel Caba, da. La un moment dat, chiar aș vrea să renunț. Zic că nu mai maci nervii degeaba, pentru că nu are rost și nu. Și chiar atunci, în momentul ăla, a început să-mi iasă, să prind secretul și după care am început să lucrez, și socrul meu mi-a zis, bă, într-adevăr, îți ies. Și am început să primesc oameni, să fac, cu timiditate la început, pentru că nu știam ce o să-mi spună cel care i-a primit, îți bune, nu sunt bune și din contră mă felicita. Mă suna și mă felicita, bravo, uite, mi-ai trimis niște instrumente. Eu le trimiteam cu inima pe jumătate, ca să spun așa, că nu știam cum o să reacționeze când o începe să cânt. Eu nu știu să cânt, am uitat să, nu știu să cânt la instrumente, eu nu știu să cânt. Dar am învățat să le fac, teoretic, le fac ca inginerul, cum face o piesă la mașină. Poate exact le fac. Și acum am lucrat fără niciun fel de stres, fără niciun fel, știu că e bun, știu să fac deosebire, care mi iese bun, care e mai puțin bun, care e foarte bun, e foarte bun. Adică sunt mulțumit de ceea ce realizez. Ce le-am? Eu lucrez din prun numai cu lemn de comunitate, la fluiere, numai lemn de prun. O să fac, o să mai se numește, fac din casă, mai sunt care fac și eu lucrez numai cu lemn de prun. Lemnul de prun este cel mai, dă o sonorizare foarte bun, este cel mai pasant, cel mai frumos, ca să spun așa, un lemn foarte frumos. Și cu asta, cum a zis și soția, avem un atelier 40 de copii care îi luăm de la școala generală din Nerejo. Am o colaborare foarte bună cu doamna directoare de la școală. La început de an merg la dânsa, discutăm, mergem prin clasic la copii, scriem și am un atelier mare, ca să spun așa, chiar mare, chiar două ateliere am acum. Într-unul lucrez, eu m-am separat, într-unul lucrez cu copii. Am un hol mare, că cât e asta, dumneavoastră, poate merg și luăm un pic. Poate 2021 să se vândă la Muzeul Național, chiar în atelierul Muzeului. Chiar în atelierul Muzeului, da. Așteptam.